venit la bucătăria de acasă. Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, numele meu este Liviu Dragnea și vreau să încercăm în aceste filmulețe să descoperim împreună niște rețete de mâncare, rețete ușoare, rețete gustoase și, foarte important, rețete sănătoase. La fiecare rețetă pe care o să o prezint, o să spun și ce beneficii are ingredientul principal sau, dacă sunt mai multe ingrediente importante, o să vorbesc și despre ele, pentru că eu cred că a venit vremea, nu acum mai de mult, să începem să mâncăm sănătos. De ani, de ani, de zeci de ani de zile, în noi intră o travă, intră chimicale, intră euri. Această resemnare, această comoditate dată de supermarketuri nu face decât să ne îmbolnăvească. Astăzi o să vă prezint o rețetă de mâncare foarte simplă, dar foarte bună, de fasole galbenă păstăi, celelalte ingrediente roșii în bulion din curte, dafin și piper, cimbru, ceapă, morcovi, ardei gras, o jumătate de ardei capia, cățel de usturoi, doar unul, și o să vă explic și de ce, și niște castraveci ureac. De ce? Pentru că folosiți într-o cantitate optimă, fac mâncarea puțin acrișoară, că să ne placă, și bineînțeles ulei. Eu folosesc doar ulei de măsline. Am tot citit în ultimii ani de zile despre așa zisa toxicitate a folosirii uleiului de măsline la prăjit. Nu e adevărat. Într-adevăr, uleiul extra virgin are temperatura de ardere mai joasă, dar eu vă spun că am fost ca și dumneavoastră mulți în Grecia și nu folosesc decât ulei de măsline. Oricum este foarte sănătos și nu îl ardem. Dacă îl ardem, va fi o problemă. Prima dată o să tocăm ceapa. Eu am mai spus, iau o gură de apă ca să nu plâng în fața dumneavoastră. Acum tăiem morcovul. E suficient un morcov de mărime medie. E bine să-l tăiați în felii subțiri ca să aibă timp să se gătească. Morcovul are niște beneficii pentru organism incredibile, în special vitamina A. Cum vă spuneam la început, să vă spun câteva beneficii pe care le are fasolea galbenă păstăi. Știți foarte bine că s-a făcut atât de multă reclamă la spanac. Este într-adevăr un aliment bogat în fier, dar și fasolea păstăi are foarte mult fier. Fasolea galbenă, de exemplu, are vitamina A, are vitamina C, fantastic, foarte mari, potasiu, acizi grași, omega-3, ajută la scăderea colesterolului, previne anumite forme de cancer. Conține de asemenea și mangan, care este foarte bun pentru creșterea activității hormonale. Ajută fertilitatea la bărbați și la femei, previne pierderea sarcinii. Acum o să încingem uleiul. Am 2-3 linguri de ulei de măsline. Eu, ca să știu când e gata uleiul să se pună ceapa la călit, pun o feliuță de ceapă și când începe să sfărâie, atunci pun ceapa, morcovii și ardei la călit. Eu folosesc piper boabe la această mâncare și puteți folosi piper măcinat dacă vreți mai picantă. Mie îmi place mai mult ce savoare dă bobul de piper decât la acest tip de mâncare decât piperul pisat. Uleiul e gata, punem ceapa. Morcovii și ardei. Și, bineînțeles, amestecăm. Să punem și puțină sare. Acum. Dacă vreți să țineți cont de ce vă spun eu, nu folosiți sare iodată. Sarea noastră, de exemplu, sarea la sac, sarea grunjoasă, are suficient iod. Sau, dacă vreți sare de mare, la fel are suficient iod. Nu mai este nevoie să aibă iod adăugat. Aici, atenție, încercați să nu așteptați până se rumenește ceapa, că nu e nici foarte sănătoasă și schimbă și gustul mâncării.
Fasolea verde păstăi are e mai bogată în fier decât fasolea galbenă, dar fasolea galbenă este mult mai gustoasă, e mult mai dulce. Ceapa a devenit destul de transparentă, începem să punem păstăile. În acest sezon, în această perioadă, n-avem în curte, am luat fasole păstăi congelat. Să punem și puțină apă. Să aburim puțin, câteva minute, după care o să punem roșiile în bulion. Repet, sunt roșii din curte, puse la borcan. Nu mai folosesc de mult produse cumpărate din magazin, pentru că nu mai am încredere. Pur și simplu nu mai am încredere. Asta nu înseamnă că nu trebuie să folosiți dumneavoastră, dar ar fi bine să vă uitați cu foarte, foarte mare atenție pe etichete. Știu că scrie foarte mic, știu că cei de la instituția aia care trebuie să-i controleze, ANPC, nu prea au curaj să se ia de ei. N-am văzut nicăieri în lume ca în limba țării respective să scrie atât de mic încât ai nevoie de lupă ca să citești ce scrie acolo. Asta arată respectul pe care ne-l poartă nouă și asta e din cauza celor care le permit așa ceva. O să punem roșiile în bulion cu sucul lor cu tot. N-am tăiat etichetele așa cum am văzut că fac mulți, pentru că mie îmi plac așa mai întâi. Punem cimbru. Nu vă spun câte grame să puneți, pentru că cimbru este atât de gustos și atât de sănătos, încât o să puneți cât simțiți dumneavoastră. Piper, boabe, negru, puteți să folosești piper verde, piper alb, două foițe de dafin și castraveciorii. În primele rețete pe care o să vi le prezint, o să țin cont de faptul că este post. Poate sunt oameni care vor să țină post. Pe de o parte, pe de altă parte, vreau să vă spun că tot ce voi prezenta aici, absolut tot, va fi mâncare fără gluten, fără excepție, și mâncare doar din ingrediente sănătoase și ingrediente românești. Pentru că țara asta este mult prea bogată ca să fim nevoiți să aducem pentru hrană ceva de afară. Și la un foc mic spre mediu, așteptăm să se facă. În foarte multe mâncăruri pun și vin. Îi dă o savoare deosebită, bine, nu mult, ca să mâncăm și să ne și îmbătăm în același timp, dar vin alb, un vin alb sec, așa că am o jumătate de pahar, mai puțin de jumătate. Încercați și o să vedeți, da. E bine să nu puneți foarte mult. Știu că vinul se folosește în general la fripturile la cuptor, dar încercați. Nu-mi place ca mâncarea să fie foarte, foarte usturoiată. Eu cred că vorbim de mâncarea gătită. Și vreau doar să aibă aroma de usturoi. Și am pus doar un cățel. Pentru mine e suficient. Și plus că poate, cine știe, după mâncarea asta poate mergeți la vreo întâlnire. Puteți să consumați chiar atât de mult usturoi. Nu înseamnă că dacă gătim acasă, nu mai avem viață socială, nu? O să punem verdeața, care dincolo de faptul că dă un gust foarte bun, o aromă foarte bună, foarte benefică pentru sănătate și ar fi bine ca părinții să convingă copiii așa cum m-a convins mama pe mine. Eu nu vreau să văd verdeață în ciorbă, de exemplu. Și pentru că nu vreau, atât m-a lăsat nemâncat toată ziua și de atunci mănânc verdeață. Și vă spun că este foarte gustoasă. Este și foarte sănătoasă, are foarte mulți antioxidanți și pătrunjelul și mărar. O să tăiem mărarul mărunt. Cât de mărunt se poate, acum nu trebuie să-l tăiați ca la rațe când se amestecă cu mălai. Pătrunjelul nu-l tai, pentru că îmi pare rău de frunzele astea. Să le rup așa. Frumos miroase. O să păstrez puțin pentru servire.
maxim un minut îl mai ținem cu capacul ca să poată să facă schimb de arome. Acum, proba finală. Încercăm să vedem dacă e făcută, ca să o putem servi. Este nemaipomenit. Trebuie să răcească, n-am curaj. Făcea mamă. Foarte gustoasă, suficient de sărată, puțin acrișoară de la castraveciorii acri, numai bună de mâncat. E și foarte sănătoasă, este o mâncare de post, foarte bună, care nu se face mult. Mi-a luat 25, aproape 30 de minute aici pe plita asta cu inducție, pe aragaz cred că durează mai puțin, sigur. Ea se poate folosi și ca garnitură la carne, de exemplu, la carne la grătar sau carne la cuptor, dar este foarte bună și sănătoasă. Vă mulțumesc că astăzi am gătit împreună mâncare de teci de fasole galbenă, cu morcov, cu ardei gras, cu ardei capia, cu dafin, cu piper, cu cimbru, cu usturoi, cu castraveciori acri, cu puțin vin pentru aromă și vă aștept pentru următoarea rețete pe care o să o facem din nou împreună. La revedere!